septembrie, primarul Comunei Urechești a convocat în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei, având pe ordinea de zi următoarele puncte: aprobarea ordinii de zi în cadrul ședinței de astăzi, aprobarea procesului verbal din ședința ordinară din data de 31 iulie 2020, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 14 august, prezentarea avizului de comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local și voi da citire următoarelor proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a decesului domnului Mareș Constantin, colegul dumneavoastră îl cunoașteți, precum și declararea locului de consilier local vacant. Următorul punct pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Urechești pentru anul 2020. Următorul punct, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Urechești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Urechești. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prescurtat ADIB. Și vă mai aduc la cunoștință faptul că ordinea de zi a fost suplimentată cu un proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 15.000 de lei pentru refacerea locuinței afectate de incendiu familiei domnului Nica Vasile, domiciliat în sat Cornățel, Comuna Urechești. O să solicit Consiliul Local dacă aprobă suplimentarea ordinii de zi. Doamne, cine este pentru? Doamna, ai luat acolo Vasile, să am întrebare. Deci, 1, 2, 3, 4, domnul Dogaru, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voturi pentru s-a aprobat ordinea de zi. Țin să aduc la cunoștință că ședința este legal constituită, fiind un număr de 10 consilieri prezenți, din totalul de 11 consilieri locali în funcție. Absentează nemotivat domnul Porum. Voi supune aprobării procesul verbal al ședinței ordinare în data de 31. Vom adopta hotărârea deocamdată aprobăm procesul verbal al ședinței. Deci, supunem aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 iulie. Cine este de acord? 9 voturi, da? Abțineri împotrivă? Vă abțineți, domnul Mărcuț, sau? Împotrivă, da? Deci 9 voturi pentru, un vot împotrivă. Procesul verbal a fost adoptat cu majoritate de voturi. Supunem aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14 august. Cine este pentru? În unanimitate, da? Da. 10 voturi pentru. Procesul verbal a fost aprobat. Voi întreba comisiile de specialitate dacă au acordat avizul asupra proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii. Comisia juridică? Comisia juridică, aviz favorabil. La toate proiectele, da? Comisia economică? Aviz favorabil la Comisia economică. Comisia de cultură? Aviz favorabil, da? Da. Am înțeles. Vom pune în discuție primul proiect de hotărâre, respectiv proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Vă rog, propuneți. O altă propunere? Eu m-am înscris. Domnul nu a ridicat mâna. Păi nu ați ridicat mâna, domnul Vici. Pe domnul Dogaru îl propun. Eu are voie cu domnul Mărcuț. Bun. Cine este de acord cu propunerea făcută de domnul viceprimar, respectiv domnul Mărcuț să fie propus președinte de ședință? Cine este de acord? 1, 2, 3, 4, 5. 5 voturi. 6. Deci 6 voturi pentru domnul Mărcuț. 7? Mai numărăm o dată. Deci cine este pentru, da? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 voturi. Nu, dar nu-i corect, domnul secretar. Nu-i corectă propunerea, deoarece nu a ridicat mâna, nu s-a scris, domnul. Am vorbit, așa de Dumnezeu, am vorbit cu propuneri. Deci este corect? Eu de ce ridic mâna? Am ridicat mâna să mă scriu, să fac propunerea, da? Păi și când am făcut-o? Păi dumneavoastră ați vorbit înainte. S-au făcut la vot înainte. Nu-i normal. Și așa o să fie ultima propunere. Ultima propunere. Nu știu dacă e normal sau ceva, domnul. Nu fii sănătos. Domnul Vice nu mai trebuie să faci propunere. Noi nu avem propunere. Dreptul la cuvânt îl acordă președintele de ședință. Acum, deci au fost acordate 6 voturi pentru domnul Mărcuț, da? Pentru domnul Dogaru? 2 voturi. Deci constatul președinte de ședință a fost desemnat cu majoritate de voturi domnul Mărcuț Vasile, da? Vă rog frumos să preluați lucrările ședinței. Domnilor colegi, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă asigur că voi conduce lucrările ședinței conform legilor în vigoare a codului administrativ. Deci, domnul secretar va prezenta ordinea de zi care dumneavoastră ați aprobat-o. Materialele, proiectele de hotărâre au fost puse la dispoziție pentru studiu, pentru fiecare dintre dumneavoastră, așa că ați luat la cunoștință ceea ce avem de discutat astăzi. Rugămintea mea este, pentru că ședința este și televizată, să ne respectăm reciproc, să respectăm codul administrativ, iar luarea de cuvânt nu se ia conform codului administrativ decât cu aprobarea președintelui de ședință. Vă rog să mă înțelegeți, să nu fiu pus în situații delicate. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Trecem, stimați colegi, conform ordinii de zi, la președintele privind alegerea președintelui de ședință pentru... S-a adoptat hotărârea, nu mai este problemă. Așa. Al doilea, proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a acesteia, precum și vacantarea locului de consilier local ca urmare a decesului domnului consilier local Mareș Constantin. După părerea mea, acest proiect de hotărâre este doar informativ, ca noi să luăm la cunoștință de acest lucru. Altceva nu avem ce să discutăm pe marginea acestui proiect. Domnul secretar va duce la îndeplinire toate formalitățile. Deci, să punem la vot doar luarea la cunoștință. Cine este pentru? Domnule președinte, a fost adoptat în unanimitate proiectul de hotărâre cu numărul de 10. Vă mulțumesc. Așa. Trecem mai departe. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Urechești pentru anul 2020. Noi aici avem... Ați avut la îndemână toate materialele respective. Nu știu ce probleme deosebite ar putea fi. Ceea ce noi putem să facem, să o punem pe doamna contabilă să prezinte un pic cifrele, ca să le înțelegeți și dumneavoastră cu toții. Deci asta este singurul lucru care trebuie prezentat. Cifrele, ca să știi ce votăm pentru această rectificare. Da, deci am o istorie la ora 3 și trebuie să plec. O să vorbesc acum. Deci am primit pentru echilibrare, adică suma de 700.000 de lei, 7 miliarde, nu au o anumită destinație acești bani, deci pot fi folosiți acolo unde dorim noi, deci nu au fost trimiși pentru cheltuieli de, nu știu, investiții, pentru podul acela CFR care l-am primit în, la rectificarea trecută, și au fost repartizați așa cum a dorit ordonatorul de credite. Da, corect. Vă spun exact pe sume și pe conturi, da? Pentru ce am spus. Ei au fost deci dați pentru echilibrare, nu au destinații. La capitolul 510103, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, am pus numai de 30.000. Alte bunuri, nu știu, de exemplu, îmi vine un lucru de acum, am avut nevoie de steagul, am cumpărat steagul, da? Din contul acesta, nu numai steagul, dar cum să spun, ca și bunurile astea am luat, sau de asta am suplimentat cu 30.000. Da. După aceea, pe 20.0102, materiale pentru curățenie dezinfectate. Ținând cont de contextul epidemiologic, pentru asta am mai pus aici 5.000 de lei. Corect. După aceea, aparatură Xerox, 10.000 de lei. Ați observat și dumneavoastră, cei care știu și în special consilierii, nu avem un Xerox performant. După aceea am pus pe 51.015 transferul din bugetele locale pentru întreținerea de asistență socială persoane cu handicap. În Comuna Urechești avem 3 copii în centre instituționalizate și am adăugat 20.000. Costul lor este 7.000 de lei pe lună. Am mulțit cu 12 luni cât a fost și am mai suplimentat 20.000. Ei sunt prin Pomănești, prin Dărmănești, știți, copiii din Comuna Urechești. 3 la număr. După aceea, pe 59.12, cultură, recreere și religie, suma de 70.000. Și aici intră unitățile de cult, bisericile. După aceea am avut suma de 98.500 pentru asigurări și asistență socială. Aici intră persoanele, asistenții personali din comuna noastră, un număr de 17. Ei nu au mai avut asigurate salariile începând până la octombrie. Deci octombrie, noiembrie și decembrie. De asta este suma asta de 98.500. Asigurările și asistență socială 2.500 sunt asigurările lor, ce asigură. După aceea, persoanele cu handicap, la fel, nu am mai avut salarii și am pus 90.000 de lei pe 3 luni și la ei, inclusiv concediile de odihnă, la asistenții personali de sus. Au și acest drept. După aceea, pe 570201, ajutor social, este cazul Nica Vasile, în care ordonatorul de credite a pus suma de 15.000 de lei. Pentru că i s-a ars casa și cunoașteți că... Da. Din Cornățel. Pe capitolul 7002-200103 e oră, cheltuielile cu iluminatul. După aceea, întreținere iluminat, lămpi sau ce mai trebuie pus pe pierderea iluminatul de zi. Suma de 15.500 de lei. După aceea, de pe 7, ce începe contul 7101 e pe dezvoltare și aici intervine proiectele domnului primar cu iluminatul public. Creșterea eficienței energetice. S-a mai suplimentat suma de 20.000 de lei. După aceea, pe gaze, pentru studii de fezabilitate și de soluții, suma de 100.000 de lei. După aceea s-a pus pe sistemul de apă din comună, pentru 5.000 de lei. Cheltuiel, am avut o pompă care s-a defectat la Slobozia, pentru analize care se fac periodic și nu au mai fost suficienți bani, și hipoclorit. După aceea, pe canalizare, suma de 50.000 de lei și pe drumuri 77.000 de lei, urmând ca la Școala Gimnazială Urechești să se dea suma de 70.000 de lei pentru tablete, măști și dezinfectanți. Da. Doamna contabilă, noi vă mulțumim pentru prezentarea doamna colegă. Vă rog tare de tot, am stabilit un lucru, vorbiți atunci când vă dau cuvântul. Mă înscriu la cuvânt, nu trimiteți pe doamna contabilă în birou. Nu preluați atribuțiunile președintelui de ședință și dacă mai continuați, vă chem la ordin conform. Dar puteți să mă chemați unde vreți, nu e problemă. Și așa e ultima ședință, hai să ne lăsați. De ce trimiteți pe doamna contabilă, de ce trimiteți? Lăsați că vrem să-i punem întrebări. Mă înscriu la cuvânt. De asta v-a propus domnul viceprimar ca să nu ne lăsați pe noi să vorbim. Exact, nu tăiați prima caroana, nu mă speriați oamenii. Și asta e special pentru voi. Deci nu mă amenințați. Ați vorbit o oră pe casa scării. Domnule coleg, ce vreți să mă dați afară? În ultima ședință, vreți să mă dați afară? Dumneavoastră, dacă ați venit cu această stare, e bine să vă calmați. Foarte bine dispus. Și nu mai intrați în dialog. Vă rog frumos. Vă rog frumos, eu ca să nu mai intrați în dialog. Chiar vă rog frumos. Respectați-ne ca la orice ședință. Nu faceți ședința special pentru voi. Eu am să propun o altă variantă. Consiliul local, pentru că observ că există această tentație de a se face dezordine în timpul ședinței. Și datorită faptului că fiecare dintre dumneavoastră, domnilor colegi, ați primit materialul de ședință, ați luat la cunoștință și de acest proiect de hotărâre rectificare bugetară, eu vă propun și vă cer votul pentru acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Dar nu, domnul, dar trebuie să discutăm. Cine este pentru? Adică să face domnul aici. Adică nu avem voie să discutăm, ne impuneți votul secretarist ilegal. Eu vă... Da? Dreptul la cuvânt. Deci nu ne puneți unul în gură, domnul Mărcuț. Nu ne speriați. Nu vă sperii, dar dumneavoastră vă că faceți... V-am spus că vreau să mă scriu la cuvânt. Am întrebat pentru domnișoara Cornățel. Domnul secretar, problema este în felul următor. Păi ce? Să poate așa ceva, dar nici o ședință n-a fost să nu discutăm. Domnul președinte, vă scuzați, lăsați-i să-i scrie la cuvânt. Să-i scrie la cuvânt, dar nu în felul ăsta. Uite care e problema. Dacă fiecare discutați ce doriți, eu suspend ședința. Ca să nu avem discuții. Vă rog frumos, dați ședința, chiar vă rog frumos. Dați ședința. Cine se scrie la cuvânt? Hai, lăsați. Eu mă scriu la cuvânt. Și eu mă scriu la cuvânt. De acordați. La orice v-ați terminat. Dom'le, n-am nimic împotrivă. Dar nu discutăm dinainte. Dumneavoastră nu ne luați cuvântul înainte. Dar nu ne puneți repede. Da, vreau. Fără să lăsați să scriem la cuvânt. Doamna contabilă, vă rog frumos, puteți lua loția. Ești poate să scrii de la cuvânt. Da, nu sunt împotrivă să nu se scrie la cuvânt. Eu sunt împotrivă să se respecte ordinea. Cine se înscrie la cuvânt? În ordinea. Doamna Vrânceanu, domnul Dogaru, ați ridicat mâna? Și dumneavoastră? Da. Domnul ceva? Eu o las cu doamna Vrânceanu. Bun. Deci doamna Vrânceanu are primul cuvânt, urmată de domnul Dogaru, domnul... Și înainte de a-i da cuvântul doamna colegă, doamna Vrânceanu, supun votului Consiliului Local câte minute alocăm pentru luarea de cuvânt a fiecărui consilier. Eu propun 3 minute pentru fiecare consilier. Cine este pentru? Dar e democratic așa ceva. Nu e democratic. E democratic. Dar vreau să vedem ce trebuie. 5 minute. Dom'le, dar nu scrie nicăieri. Timpul nelimitat, dom'le. Fiecare spune că nu durează. Adică până acum așa vă voie să... Gata. Și să luați votul fiecare și gata. De aia ședință publică. Facem circ singure. Lasă-l, mă. Ne mai ceva pe domnul secretar. Hai, domnul președinte, dați-i cuvântul doamnă consilier. Vorbiți pe trebuie. Domnul raportabilă, câteva întrebări. Eu ne-am o secundă de întrebări. Domnul secretar, eu mă retrag că am puțin. Eu sunt de acord cu proiectul, mă aici acolo, da? Dacă vă permite, domnul secretar, vă atrag atenția că se încalcă legea prin filmare. Filmarea ședințelor nu este permisă publicului. Pot asista, deci vă atrag atenție că este ilegal. Doar televiziunea poate filma, mă rog. Nu e voie cu telefonul să filmați, luați de la rog la televiziune, prezentați integral și... Este lege. Domnul colegul, are o problemă colegul nostru. Dacă sunteți de acord, este de acord cu proiectul de hotărâri de ordine de zi, dacă acceptați, sunteți de acord? Da. Ce vreau să vă întreb, domnișoara contabilă? Sumele care le-ați inclus pentru culte, se dau la toate bisericile în egală măsură? Nu, de ce? În funcție de... unități investiționale care le au, legile respective. Deci nu toți cetățenii sunt egali, să înțelegem. Ținând cont, de exemplu, ca și caz, Biserica Părintelui Visu, informarea, acum nu știu dacă avea nevoie la sumă mai mare decât cea de la Deață. Eu de câte știu s-au mai dat 3 miliarde anul acesta. Așa este, ați eu... La Urechești, la bisericile de la Urechești, la Cornățel și Slobozea nu s-a dat niciun bănuț. Anul acesta nu. Da, așa. Bun. Ce vreau să vă mai întreb? Ce datorie are primăria noastră la ora actuală? Da. Primăria, ce datorie are la ora actuală? Datorii pe termen scurt nu are niciuna. Pe secțiunea de funcționare nu avem, suntem în... Deci nu avem datorii decât cele curente. Avem, în schimb, pe secțiunea de dezvoltare. Dar acestea sunt, nu știu, investiții care se fac pe termen lung. Facturi de entitate, de exemplu, pentru studii de fezabilitate, pentru bolă de scavator. Ne puteți spune ce sumă și ce penalități sunt la suma respectivă? La studiul excavator? Da, pentru studii de fezabilitate. Trebuia plătit din 2018 studii de fezabilitate. Studiul excavator este un obiect de investiții care s-a încheiat. Nu, studii de fezabilitate, nu achiziția. Firma de consultanță. Firma de consultanță. Ce factură aveți în 2018 neachitată? Nu am cunoștință despre această factură. Aici se referă la gaze. Dar nu. Și studii de fezabilitate la gaze cât costă? Și dacă va veni să plătiți sau 100.000 de lei. Dar va veni motiv pentru care da. Motiv pentru care este și pus în rectificare să realiză. Și drumuri și poduri. Aici aveți 707.000 de lei pentru drumuri și poduri. Unde mai exact se duc acești bani? În ce drumuri? Modernizare. Deci nu este obiectivul de investiții al afirului, din care avem finanțare europeană. De exemplu, este strada Ferdinand. Este un obiectiv investițional demarat în 2019 și arată la fel ca acum 30 de ani, fără nicio modificare. Banii ăștia se duc așa. În fiecare an noi votăm, s-au votat aici și nu se cunoaște nimic. Așteptăm finanțarea. Studiul de fezabilitate. Sau mai acordat bani pentru curai, pentru... și nu s-a făcut nimic. Deci, totuși, banii ăștia unde se duc? Nu se duc în drumuri, nu se văd, domnșoara. Eu de la Lunga Băchie până la Cornățel, și nu numai eu, toți cetățenii comune, circulă, banii din mama lor, toate curaile, când vin ploile, se duc în curs pe la oameni, pe la Lunga Băchie, pe la Cornățel. Deci nu se cunoaște nimic, absolut nimic. De 20 de ani, noi tot așa circulăm. Unde sunt banii ăștia? Totuși, unde se duc, domnșoara? Îmi pare rău că domnul primar nu ne-a onorat cu prezența. Deci, nu! Deci nu am nimic personal cu asta. Domnul primar nu ne-a onorat cu prezența, ne tratează cu indiferență. Așa, având... Doamna consilier, dar dumneavoastră de acum discutați probleme din acolo politică, domnule, nu discutați pe proiect. Păi de ce n-a venit să ne explici unde sunt banii, domnul? Sunt 7 miliarde. Primarul are și alte treburi. Primarul nu este obligat să participe la ședințele Consiliului Local. Consiliul Local este suveran și el... Vă rog, nu țipați! Îmi țip și eu! Doamna, dacă nu... Nu mai haideți să atmosfera să o stingem un pic. Domnul președinte, cine poate da răspuns la astfel de întrebări referitor la investiții? La investiții și tot ce se face cu banii publici. Ce obiective sunt dacă domnul primar nu este? Înseamnă că poate să dea altcineva. Nu răspundeți dumneavoastră. Puteți dumneavoastră. Vreau răspuns concret. Nu aburel și cifre. În afară de problema contabilității care a pus niște sume, colega voastră cere niște explicații pe ce obiective se duc banii. Ca să știm pentru ce le plătesc, nu? Deci noi mergem în urmă. Dacă dumneavoastră spuneți că domnul primar nu are obligația sau moral. Domnul coleg, dacă dumneavoastră continuați așa, să știți că eu nu sunt de acord. Dar puteți să nu fiți, e problema dumneavoastră. Eu vă întreb dacă cetățenii sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră aici și foarte bine că se filmează domnul Mărcuț. Sunteți de 30 de ani consilierai și n-ați făcut nimic, doar ați ridicat mâna și proștii merg prin bolovani. Mulțumesc frumos! Proștii fiind cine? Cetățenii! Noi! Domnul are asfalt, din păcate. Nu aveți mașină, mergeți cu bicicleta. Dumneavoastră știți că sunt bolnavi la dializă. într-o zi, domnul Dogaru, aveți cuvântul. Cu mașina și le-a spus că nu mai duce din cuvânt. Habar n-aveți, domnul Mărcuț. Ce să ridicați mâna? V-ați văzut interesele. Da. Domnul Dogaru, vă rog, dacă... Vorbiți, domnul Dogaru. Vă mulțumesc. Domnul Mărcuț, folosește masca, te rog frumos. Da, păi eu folosesc. Da, bagă și nasul în mască. Da, ca să tine. Da, nu, eu am folosit tenichea asta în jos. Domnișoara contabilă, vreau să vă întreb ceva. Aici, pe rectificarea asta care este aici, descrie de 3 ori asistență socială. 20.000 odată, 2.500 odată, 1.500, 15.000 odată. Vine 3.750.000.000 în bani vechi ca să priceapă toată lumea. A spus handicap, a spus asistență socială, n-am înțeles cum, și asistență socială ia din nou cum. Luați-o de la capăt cu mine, că în hârtiile astea nu există nimic. Deci, ajutorul social. Așa. Așa se cheamă el, în bugetul contabilitate. Așa poartă denumirea și titulatura morții respectiv. Da. Este destinat 15.000, Nica Vasile. De aici pleacă banii, 15.000. Domnișoară, da. Chepania, iau de sus în jos. Da, și de sus de unde? De la cultură în jos? Hai că vă spună de unde acum. Materiale, asistență socială, 20.000 de lei. Ce înseamnă? Iau mai de sus. Transferul din bugetele locale, adică din bugetul primăriei, transfer la persoanele cu handicap, cei 3 copii instituționalizați. Nu avem voie să le dăm în Dărmănești, unul în Comănești, cred că știți despre Anguța. 200.000 de lei înseamnă cât? 20.000. 200 de milioane de lei. 20.000 de lei. Mai jos. Așa, mai jos. Cultură, recreere și religii, da? Așa. Acolo nu avem treaba, am discutat. 70.000. 70.000. Unităților de cult. Dacă ai la noi la poche să le facem și acasă? Eu am dat 3 miliarde. Mărcuț, dar nu trebuie. Mărcuț, te rog frumos. Mărcuț, m-am întâlnit la cuvânt. Dar asta nu înseamnă ca să vorbiți. Mărcuț, am spus un lucru. Dar cum puteți să spuneți dacă la poche voi face? Mărcuț, te rog frumos. Te rog frumos. Ai luat o rată, abia atent. Nu, dar nu am zis. Nu-i mai trage atenția că nu-i primăria ta. Din bugetul local s-au pus 3 miliarde. Au plecat 1 miliard jumate la o biserică, în deal, și 1 miliard jumate la asta din vale. Unde asta a papat banii. Aia din deal mai puțin. Nu, e 1 miliard jumate din vale. 1 miliard 600 la asta din vale. Cât? 1 miliard 600. La care? La asta din vale. Ei, 1 miliard 300 acolo. Ăștia 70.000, unde se mai duc ăștia acum? La care biserică? În funcție din necesitățile care... Domnișoară, la care? La Comuna Urechești. Bun. Am să întreb eu pe popa eu prin grămăditul la minte. El câți bani primește ca să o buzie? Întreb și eu. Păi dacă la toate bisericile, unde sunt? Că ăla umblă prin sat, știți că ăla umblă prin sat și caută bani? Domnul Dogaru. Nu, vorbesc cu Mărcuț. Ascultați un moment, să vă dau explicații. Da. Ei nu le-am făcut nicio plată acum, de 70.000 până n-a trecut buget. Dacă ar trece, să zicem că ar trece rectificarea asta, cum se procedează? Vine părintele că are nevoie de ceva, face o cerere, da? Se duce, cumpără materiale, mi-aduce elemente justificative, cronuri, chitanțe, ce-o făcut el, da? Se face transferul din contul primăriei în contul parohiei, da? În care parohia face mai departe un ordin de plată firmei la care a luat puii sau ce nu trebuie. Nu vreodată s-au adus factori. Dar doar, cel puțin de când am cerut în continuare. Doamna, dar dumneavoastră ați avut cuvântul odată, doamnă, de-ați nu ați în regulă. La Flobozia, părintele umblă prin sat, se fac în socul bisericii, de jur împrejur, pe bani. Am să mă duc și eu la el și am spus și eu, am zis, cer și eu lui părinte, eu fac cererea mâine. Mâine fac cererea, duminică mă duc la biserică. Și spui, părinte, cer 70.000 de lei pentru biserica de la Flobozia. 70.000. Că atau cu asta și acolo socul de jur împrejur la biserică. Cum aici coastă câte 40 de miliarde, dă-mi și acolo 70 de milioane. Că umblă după bani din poartă în poartă preotul. Știai? Nu. Nu-i trebuie să știi. Nu trebuie să știi chestia odată. Nu trebuie să știi. Vă spun eu. Vă spun eu. Asta e. Eu nu mă cer. Nu te cer pe tine, că n-am motiv să te cer. Dacă îmi faci la culte 4 miliarde într-un an, păi e dezastru. Și eu n-am asfalt. Nu eu, eu am, vă da prost pe Dumnezeu. Eu am, vă da prost. Să-ți pe ei care n-au. Lăsați pochi, mai lăsați pochi aici deoparte. Mai lăsați deoparte pe astea. Mai faceți ce te-ai făcut. Vă mulțumesc! Am terminat cu asta. Stimați colegi, pentru acest proiect de model, doamna contrapreședinte, vă mulțumim pentru participare și pentru felul cum ați pus probleme. Să pun la vot acest proiect de hotărâre, domnilor colegi, cine este pentru? 6-7 cu domnul... 7-7, doamna, că vezi că e filmat. Deci, cu 7... Deci, sunt 7 voturi pentru. Cine se abține? 1, 2. Cine este împotrivă? Eu. 1. Deci, 2 voturi împotrivă. 2 împotrivă și 2 abține. Deci, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Urechești a fost adoptat. Să facă ea 7 miliarde. 7, așa. Bun. 7 miliarde. Trecem mai departe. Avem proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Urechești în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Urechești, județul Bacău. Eu o propun, asta amânăm după alegeri, pentru că este alt Consiliu și altceva. Poate de noi, eu ăștia ca să fie, avem și un jur. Cine este pentru? Și eu sunt de acord cu aceeași... Doar dacă inițiatorul este de acord. Deci domnul primar trebuie să-și de acord să fie scos de ordinea de zi. dacă propuneți amânarea proiectului... O la mână, domnul președinte. Și după... Doamne, eu sunt... Ca să nu mai scoatem. Da, sunt de acord, nu e o problemă. Deci inițiatorul a propus pe doamna Drago Luminița. Cine este pentru? De acord. Da, unu, două, trei, patru, cinci, șase, șapte voturi împotrivă, abțineri. Deci abțineți, da? Deci domnul Ciobanu și cu două abțineri și 8 voturi pentru. 8 voturi pentru, corect, așa. Mai departe... Proiectul de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică. Aici ați văzut cine sunteți de acord cu un quantum de 100 de lei pentru această cotizație. Supun la vot proiectul de hotărâri. Toată lumea este pentru. Domnul Lucu, v-ați pentru? Vă abțineți, da? Deci, vă abțineți? 2 abțineri? Dumneavoastră vă abțineți? 3 abțineri, da? Da. Constat că 7 voturi și 3 abțineri. Și 3 abțineri. Și 3 abțineri, da. Adică, așa. Da, direct. Doamna colegi, avem ultimul proiect de hotărâre. Îl aveam eu undeva pe aici, așa. Da, este. Care a fost suplimentat cu ordinea de zi. Privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 15.000 lei pentru refacerea locuinței afectate de incendiu familiei domnului Nica Vasile, domnul Ceat, în satul Cornățel, Comuna Urechești, județul Bacău. Știm cu toții din necazul și care l-a avut acest om, motivele care au fost, noi nu le cunoaștem, eu personal nu, și eu cred că noi, comunitatea, e bine când ajunge câte unul dintre noi într-o astfel de situație, să-i acordăm un sprijin ca omul să poată să-și reia viața în condiții normale. Deci, cum considerați dumneavoastră, eu, datorită faptului că este persoană fizică, procedura este ca votul să fie secret. Datorită acestui fapt, domnul secretar, îmi dați buletinile de vot la fiecare din consilieri și să meargă procedura de vot. Prezentați procedura de vot. Este similară cu cea. În dreptul opțiunii veți scrie da sau nu, dedesubt, da? Deci se scrie, nu se scrie. Ca să se înțeleagă mai bine. Deci, dacă consilierii aprobă, va scrie dedesubt da. Dacă nu aprobă, va scrie dedesubt nu. Da, bun. Așa. Da, este de da, e mai bine să fie scris, da. În sala de alături, cercuietul era mai simplu decât singura. Bine, procedura o respectă. De asta am întrebat ca lui Drago. 3, 4, 5, 5. Mai ai dat deja o mică. Stai mai încolo. Mai dați un altă. Poți să fim. Lasă. Domnul Dogaru, domnul Dogaru, doamna Vrânceanu și dumneavoastră. Da. Deci a primit toată lumea buletinul, da? Da, am făcut atât. Poți să vă rog să-l nu? Să-l pune pe noastră. Ia lumea. Asta nu trebuia să fie la secretă, dar public pentru că n-am domnul Coringhie, asta prevede regulamentul și este și filmare și persoană, asta este. Deci rezolvăm cu tot felul de probleme. Și-a exprimat votul toată lumea? Consiliul local? Da. Da? Putem deschide urna, da? Copte, domnul Petre, să treceți la procedură. Avem primul vot? Da. Al doilea vot? Nu. Al treilea vot. Da. Al patrulea vot. Da. Al cincilea vot. Da. Al șaselea vot. Nu. Al șaptelea vot. Da. Votul numărul 8, da. Și numărul 9, da. Și mai este încă un buletin de vot. E gol, ăsta e gol. Deci, nu știu, ori... Da. Le vom număra din nou pe cele cu opțiunea da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 voturi. 8, 9 și cu asta 10. Nu, ăla nu-i nul, ăla este al lui Drăgan. Sunt 9 consilieri în momentul de față. Da, el a spus că e de acord. Da, el a spus că este de acord. Și el a spus că este de acord. Deci, nu poate fi abținere. Nu, eu o să iau în considerare opțiunea scrisă la momentul de față. Sunt 7 voturi pentru și 2 împotrivă, da? Da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat prin vot secret cu majoritate de voturi. Domnilor colegi, noi, în situația în care suntem în prezent, la sfârșit de mandat, este în execuție, se lucrează drumurile, la Cornățel se lucrează pe rigole, canalizarea se lucrează, este în lucru. În etapa următoare se va continua cu lucrări de modernizare pe 5 km de drumuri Urechești și Cornățel. La început de mandat, la început de mandat, vă rog, doamna, fiți... Dacă stau bine și mă gândesc, la început de mandat, proiectul de gaze este peste 5 milioane de euro. Lăsați vrăjelele astea și minciunile, treci direct la diversii, nu fă propaganda aici. Bă, dar ești ibeream. Treci la diversii. În condițiile astea v-am suspendat ședința, stimați colegi. Domnul Vici, ia plecați la diversii. Am suspendat ședința, vă rog, închideți...